Salut! Așa arată grătarul meu de curte. Din cărămizile recuperate din casa veche am construit un grătar cu multiple utilizări, să-i spunem. Aici jos este un spațiu pe care inițial am vrut să fie un cuptor, este căptușit cu cărămidă de jur împrejur, dar și ca spațiu de depozitare îl folosesc în prezent. În dreapta un loc pentru lemne și hârtii, pentru aprins focul. Deasupra un grătar mobil peste care adaug grătarul propriu-zis pentru prepararea hranei. Este un grătar simplu, deconstruit din materiale aflate în curte, fără mari pretenții, dar foarte util. Puteți prepara mâncarea pe el, acoperiș din tablă, un coș din metal, rulan, nimic complicat. Și o placă ca o masă de lucru din marmură groasă de 3 cm, care este foarte utilă, se spală foarte ușor și arată și bine. Asta este grătarul. Dacă vreți, urmăriți în continuare să vedeți etapele de construcție ale acestui grătar. Thank you.